Forța pandemiei crește de la o zi la alta și România registrează neputincioase bilanțuri tot mai dureroase. 7.733 de oameni au aflat că au COVID-19 în ultimele 24 de ore și 120 și-au pierdut viața. Trei orașe intră în această seară în carantină și este foarte posibil să urmeze altele acolo unde a crescut alarmant numărul de îmbolnăviri. Ia să vă știm, frumos, da? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De azi, inima iubitoare a părintelui Varlam bate în veșnicie. Este începutul mesajului prin care mănăstirea Partoș anunță moartea starețului Padre, așa cum îi spunea toată lumea. Avea doar 42 de ani și era alinarea bătrânilor și copiilor nevoiași din centrele bisericești pe care le-a fondat. Peste tot împărțea zâmbete și bunătate. Acum, peste mănăstire și satele din jur, s-a așternut o liniște dureroasă. Pentru noi a fost mâna dreaptă, pentru tot satul ăsta, toată lumea. L-a iubit și îl vom iubi în continuare. Nu există odată să nu venim aici să ne îmbrățișeze, să nu ne dea binecuvântarea, să vorbească, să... Dana este fotograf. A venit la mănăstire prima dată pentru un workshop. Astăzi s-a întors să aducă portretul lui Padre, care va fi așezat pe catafalc. A fost un om extraordinar. A fost minunea lui Dumnezeu pentru noi. Pare rău că nu... că a plecat așa de repede. Acum 3 săptămâni, starețul Varlam a fost internat în stare gravă la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, infectat cu SARS-CoV-2. Noaptea trecută s-a stins. Numărul victimelor din statisticile oficiale crește alarmant. În ultimele 24 de ore, COVID-19 a ucis 120 de oameni. La terapie intensivă sunt 974 de pacienți, iar 7.733 au aflat că sunt infectați. Printre ei se numără și ministrul economiei Virgil Popescu. În multe locuri din țară, medicii nu mai rezistă. În spitalul suport COVID din Mioveni lucrează doar 3 medici, iar unul este începător. Au în grijă 61 de pacienți. Toate paturile de oxigen sunt ocupate. Domnule doctor, este inuman. Deci ritmul în care acești medici lucrează este inuman, este ca la război. Este... Cât credeți că mai rezistă? E chestie de zile. Efectiv, în ritmul ăsta și cu doar atâția medici, o chestie de zile. Bucureștiul și 9 județe rămân în scenariul roșu. În această seară, Zalău, Gherla și Turda intră în carantină. Urmează Timișoara, unde sunt aproape 5,7 infectări la 1000 de locuitori. Spitalele sunt pline și vreau doar să amintesc că în alte țări, aceste măsuri foarte, foarte dure se iau de obicei când spitalele încă au 20-30% de capacitate, tocmai pentru că se știe că măsurile au un efect întârziat cu 2 săptămâni. Tocmai de aia trebuie să tranșăm acest lucru în modul cel mai urgent. Un exemplu de sacrificiu vine din nordul țării. O asistentă din Câmpul Lung moldovenesc, care luptă cu un cancer gradul 4, încă merge la muncă. Faptul că merg la spital mă ajută să trăiesc. Pacienții au nevoie de mine, mărturisește cadrul medical într-o postare. Avem aproape 8.000 de infectări pe zi. La terapie intensivă luptă aproape 1.000 de pacienți. Până acum, 7.273 de oameni au murit. Proiecțiile specialiștilor vorbesc de 10.000 de infectări pe zi la începutul lunii decembrie. Dar, dacă păstrăm acest ritm alarmant de creștere, vom atinge pragul mult mai devreme. Grav este faptul că o să crească și numărul pacienților internați la terapie intensivă. Peste 3.000 și nu avem atâtea paturi, așa că protejați-vă! Alex Dima, Pro TV! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe Pro TV+.